Care este rata șomajului în Maramureș în acest moment? La începutul anului 2024, rata șomajului este în creștere, are o valoare de 2,26%, mai mare cu 0,16 puncte procentuale față de decembrie 2023, când era de 2,10%. Comparativ cu aceeași lună anului anterior, 2023, rata de asemenea este mult mai mare. În decembrie 2023, de exemplu, rata avea o valoare de 1,87%, la fel și în luna ianuarie 1,89%, iar acum, după cum am spus și anterior, este deja de 2,26%. Această creștere se datorează creșterii, bineînțeles, a șomerilor înregistrați în baza noastră de date. Numărul absolut este de 4.494 de șomeri, din care 1.600 sunt șomeri indemnizați, iar 2.894 sunt șomeri neindemnizați. Care este structura șomajului pe studii și pe vârstă? Repartizarea șomerilor pe nivel de instruire este următoarea. Cei mai mulți șomeri înregistrați sunt cei cu studii gimnaziale și clase primare, respectiv 28%, urmați de studii liceale, cei cu studii liceale în procent de 20%, iar șomerii cu studii profesionale reprezintă 17% în totalul șomerilor înregistrați. Cei mai puțini șomeri sunt șomerii cu studii post-liceale, 2%, iar șomerii cu studii superioare sunt în procent de 5% în totalul șomerilor înregistrați. În ceea ce privește distribuția șomerilor pe grupe de vârstă, cei mai mulți șomeri sunt cei cu vârsta peste 40 de ani, deci respectiv între 40 și 49 de ani, și aici avem șomeri, procentul este 24%, urmați de tinerii sub 25 de ani, care sunt ca și număr absolut 800, peste 800 de șomeri, iar procentul este 21%, iar pe locul 3 sunt șomeri între 50 și 55 de ani, iar procentul este undeva între 15, calculat aproximativ 15-16%.